Cei care au datorii la curent sau gaze au 3 luni să le plătească sau vor rămâne fără utilități. Protejați de prevederea care interzicea debranșarea în timpul stării de alertă, numărul românilor care nu și-au achitat facturile în ultimul an a trecut de 200.000. Cum furnizorii s-au plâns că nu mai pot susține datoria tot mai mare, guvernul a decis astăzi să dea undă verde debranșărilor în cazul răuplatnicilor. În ultimele luni, deși sectoare importante din economie și-au revenit, numărul celor care nu și-au plătit facturile la curent sau gaze a crescut în loc să scadă. Peste 200.000 de datornici la energie electrică și gaze naturale erau în luna mai în toată țara, cu o datorie totală de aproape 250 de milioane de lei, arată datele de la furnizori. În mod normal, cu toții ar fi trebuit debranșați. Iar în iunie, doar la energie electrică erau 173.000 de clienți restanți, adică dublu față de aceeași perioadă a anului trecut, când efectele pandemiei erau mult mai grave. Ba chiar consumul de energie electrică a crescut cu 8% în ultimul an, spun furnizorii, care nu au avut voie să-i debranșeze pe răuplatnici în timpul stării de alertă. Prevederea a fost anulată în ședință de guvern, așa că datornicii trebuie acum să achite toate facturile din urmă. Cu o perioadă de grație de 90 de zile, pentru că nu putem dintr-o dată așa brusc să spunem de mâine toată lumea trebuie să-și plătească debitele restante. Nu ar fi normal dacă nu se plătește către furnizori, aceștia la rândul lor nu o să poată plăti către distribuitori. Apar probleme în sistem. Anumite persoane sau întreprinderi, făcând uz de această prevedere legală, în mod abuziv, au întârziat să plătească și nu au mai plătit, știind că nu există practic nicio măsură care ar putea fi luată împotriva lor. Acum vor trebui să plătească într-o perioadă mult mai scurtă un consum de energie din urmă pe un an și ceva, care se adaugă la consumul de curent. Cei care încă au probleme financiare vor putea negocia cu furnizorul o perioadă de grație, așa cum se întâmpla și până acum. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.